3 decembrie și tocmai am deschis căsuța cu numărul 3 a calendarului Advent și iată ce mi-a picat. Sunt tare încântată. Este o agrafă, așa frumos perlată, superbă. Sper că se vede. Voi deschide și mâine și vă voi arăta. Probabil vă întrebați ce ați văzut mai devreme. Ei bine, lucram la acest mesaj, această fișă făcută pe o foaie destul de mare. Se numește Mesajul Zilei, care este folosit la clasa de step by step. Și dacă vă întrebați de ce mă vait eu mereu de timp, ei bine, săptămâna când sunt de serviciu de la ora 8 la ora 2, îmi petrec mare parte din zi desenând și compunând poezii sau astfel de mesaje ale zilei care se încânte pe cei mici. De ce l-am introdus acum în video? Pentru că am încercat să aduc atmosfera de iarnă, de sărbătoare și aici. Bineînțeles că toată săptămâna voi mai compune astfel de mesaje, așa că nu știu dacă vi le voi prezenta pe toate, dar am vrut să vedeți cam cu ce mi-ocup eu timpul duminica după amiaza. Oh, iată că a venit ziua de luni, se simte că este luni pentru că am ajuns foarte târziu acasă, adică pe seară, acum la ora 5. Am avut o grămadă de treabă astăzi de rezolvat pentru că mâine avem un târg la școală. Așa că, da, am deschis pentru TikTok caseta de la numărul 4 și vreau să vă arăt și vouă ce mi-a picat. Haideți să vedem. Este vorba de acest deodorant Invisible de la Nivea. Sunt foarte încântată, mulțumită, pentru că l-am mai avut și vreau să-mi aduc aminte acum cu miroase. Mai devreme nu i-am dat drumul. Da. Ah, da, îmi place foarte mult cu miroase, l-am mai avut ceva, acum ceva timp. Da, se vede că sunt produse destul de variate în acest calendar. Nu este o dimensiune nici foarte mare, nici foarte mică, are 100 de mililitri. Este ok din punctul meu de vedere, deși ei spun aici travel size, deci este ediție de călătorie. Am avut eu ceva și mai mic când am plecat în vacanță. Și fiindcă astăzi nu am filmat mare lucru, vreau să vă vorbesc despre ceva ce am uitat ieri să vă vorbesc, și anume despre acest globuleț. Acest glob, deși este culoarea aceasta, roz, este foarte bătrân, deci este de pe vremea tatălui meu. Mai exact, este o moștenire de-a tatălui meu. L-am luat de la mătușa mea, pentru că mătușa a rămas în casa unde a locuit tatăl meu când era copil. Este glob din acela de se sparge, glob de sticlă, și are o importanță destul de mare pentru mine, mai ales că este moștenire, pentru că știu că l-a văzut, l-a avut atunci când trăia. Nu l-am pus în brad, deoarece este roz și ați văzut, noi am ales să facem alb și roșu, dar rămâne acolo și am vrut să vă vorbesc despre el și să îi admirați frumusețea și minuțiozitatea cu care a fost pictat și dat cu sclipici. Și fiindcă v-am spus că mâine avem târg de iarnă, târgul lui Moș Nicolae. Este vorba despre un târg caritabil, deoarece noi la școală avem o fetiță, este școlarizată de noi, la domiciliu, mai exact de profesor, pentru că fetița este deja în clasa a 5-a, s-a născut cu niște probleme, este imobilizată într-un scaun cu rotile, din câte am înțeles, n-am văzut-o, dar mâine cu siguranță o voi cunoaște, și toți profesorii ne-am mobilizat să creăm așa ceva, să facem ceva pentru ea, ceva frumos. Așadar vom avea clătite, vom avea vată pe băț, hot dogi, ceai, coronițe,
de brad împodobite. Uite, și copiii și-au adus și ei un aport, au adus din jucăriile pe care ei nu le mai foloseau, dar care arătau destul de bine, erau în stare bună, pentru a le vinde și toți bănuții vor fi donați acestei fetițe. În acest scop m-am gândit și eu, de când am auzit că vom face acest târg, am fost atunci la Jumbo, când ați văzut și voi, și am zis să fac și eu o decorațiune așa din partea mea, extra la ceea ce facem la școală. O să vă filmez mâine, sper să găsesc și acel timp, dar chiar vreau să vă filmez. Am luat acest glob care vine agățat. Avem acest brăduț, încă nu știu sigur cum va veni. Era frumos să am o instalație așa mică să încapă, dar da, un beculeț ceva. Am tăiat niște zăpadă, niște polistiren. I-am făcut aici o scobitură pentru că brăduțul nostru se cam mișca. Stai să vedem dacă reușesc să-l fixez. Cred că mai trebuie să-l decupez, da. Clar, mai trebuie decupat. Pentru că este prea groasă. Și mă gândeam cumva să presar bulinuțe din acestea de polistiren. Da. Și să fac ca și cum ar ninge. Nu știu ce idei. O să mă mai gândesc în seara aceasta, pentru că chiar vreau să iasă ceva frumos, să fie cumpărat și bănuții să fie donați. Cred că în seara aceasta cam atât am să vă arăt, dar vedem mâine mai multe. Și așa cum vă spuneam, ne pregătim de târg și ia uitați cum s-au ocupat colegii mei azi dimineață cât eu am fost cu copiii. Suntem în așteptarea oaspeților, apoi îmi intru și eu în mână. Astăzi fac vată pe băț, vă dați seama. Super! Pregătirile sunt încă în toi. Iar aici avem un stand întreg cu coronițe, frumos împodobite de fiecare dintre noi. Și aici vedem ceea ce se numește scena copiilor care vor cânta. Nu, nu. Tata e. Mamă, până acum ai avut așa vânzare? S-o duc eu pe ea. Pe Rebecca trebuie să o iau eu. Că mămica are bebe mic. Doamne, iar am luat ora. Dacă n-ați văzut un om plin de vată pe băz de zahăr, iată că eu sunt asta. Doamne, Dumnezeu, de așa ceva, nu credeam că... E seara lui Moș Nicolae și eu am primit un pachet de la Hornbach, care să vedem ce mi-a adus. Eu știu deja ce este înăuntru. Am ajuns târziu, deci este târziu. O să mă apuc imediat să lucrez și mesajul despre care m-am vorbit zilele trecute. Este acest autocolant, pentru că v-am mai spus eu că vreau să îmi schimb culoarea bucătăriei și dacă nu v-am spus, vă spun acum și o să vedem zilele care urmează și probabil și rezultatele și cum ne punem noi pe treabă.
Și da, este aproape 10 seara și eu abia am terminat acest mesaj. Este închina zilei de mâine, am desenat astfel cizmuțe, aici pe frunzulițe vor trebui ca ei să scrie cuvinte cu literele învățate, iar aici, fiindcă mâine îl învățăm pe nouă, am expus o poezie cu nouă și am încercat așa cât de cât să le aduc în imagine, că cifra 9 este ca o coadă de maimuță, pentru că mulți, vă spun eu un secret, îl confundă cu 6. Cam atât pentru astăzi, noapte bună, ne vedem mâine! Cafea, beau cafeaua la 10. Mâine te duci la școală. Bună dimineața! Ia uitați cât a putut să ningă! Ce frumos se vede! E iarnă! Nu mi-amintesc dacă v-am arătat brăduțul în întregime data trecută, așa că vi-l mai filmez o dată, deoarece de data aceasta am creat și o poveste aici sub brăduț, cu căsuțe, reni, brăduți, gnomi, o căsuță veselă ca din povești și am împodobit și geamurile cu fulgișori și Alexandra împodobește de zor geamurile în continuare, pe când Ericuța s-a ocupat de această beteală pe la uși și tocuri. Nu știu cât de bine se va vedea, dar soțul meu priceput a reușit să contureze acest schelet de brad pe care a pus instalație. În vârf are un proiector, dar se pare că nu l-a aprins în această seară, deci da, la geam se vede încă o instalație și uite așa începem să decorăm și pe afară. Da, dragii mei, suntem la final de primul meu Wickmas. Prima săptămână din decembrie a trecut cu multe, multe peripății, cu multe activități, așa cum ați văzut. Vă mulțumesc celor care mă urmăriți în continuare. Vă mulțumesc din suflet, simt că numărul de urmăritori începe să crească. Eu sunt la început de drum, este un canal mic deocamdată, dar vreau să facem împreună lucruri bune, așadar aștept sugestii din partea voastră. Nu uitați să vă abonați, să apăsați click pe acel clopoțel pentru a fi notificați în momentul în care eu postez. Deci astăzi este sâmbătă, este cel de-al doilea Wickmas, așadar ne vedem săptămâna viitoare. Vă pup, vă iubesc, să aveți o săptămână minunată!